Voi citi începutul romanului Frescă un singur cer deasupra lor. Mai exact, un fragment din acest început. Poveste. Când veni timpul să se ivească lumea, Dumnezeu îi spuse diavolului că el îl va face pe om, iar diavolului îi ceru să facă pământul. Dar diavolul se înciudă că nu fu lăsat să-l facă el pe om, de aceea puse la cale să-l fure pe om de la Dumnezeu, dacă nu în timpul vieții, atunci după moarte. Așa că el îi ispiti pe oameni cu tot felul de pofte și păcate, încât după moarte tot să ajungă la el în iad. Văzând că și aceia buni sunt furați de diavol, fără deosebire de cei foarte păcătoși, Dumnezeu hotărâ să îl trimită pe pământ pe Iisus ca să facă dreptate, iar cei buni să nu mai fie lăsați să cadă. Iisus se născu și coborâ într-adevăr pe pământ, la oarecare vreme, după ce lumea fu într-atât de îmbolnăvită de păcate, încât doar Fiul lui Dumnezeu ar mai fi putut să o vindece. Diavolul nu fu de fel mulțumit de coborârea lui Iisus din ceruri, fiindcă așa, în iadul lui, nu ar mai fi ajuns decât sufletele celor răi. Or, diavolul le-ar fi poftit și pe cele ale nevinovaților, ca să-i arunce și să-i țină în genune pe toți, fie ei păcătoși sau nu. Aflând de venirea lui Iisus, după ce trecuse destulă vreme de la facerea lumii, diavolul săpă o groapă ascunsă, unde puse la cale să-l arunce pe Fiul lui Dumnezeu. La coborârea lui Iisus, diavolul încerca așadar să-l prindă și să-l lege, dar în groapa ascunsă pe care o săpase doar el singur ajunse, fiindcă acolo îl închise Dumnezeu, care știa că diavolul o să-i facă necazuri. Dumnezeu îl pândise pe diavol și cunoștea săpătura ascunsă făcută de acesta. Câtă vreme diavolul stătu închis în groapă și se zbătu ca în clește, Iisus deschise porțile iadului și îngădui să iasă și să fugă de acolo toate sufletele, până când iadul se goli și nu mai rămase nimic în el. Căci sufletele o luară la sănătoasa din locul acela, fricoase că, dacă nu se grăbesc, ar putea fi împunse, ciuntite, ori fărâmițate, dacă ar mai fi rămas fie și numai o clipită acolo.